E atât de mare podul ăsta încât abia încape în cadru și eu voi fi mega mic, dar dacă mă pun în partea asta, cred că e ok. Bine te-am regăsit pe breasla haiducilor! Mai exact, podul ce l-ai văzut mai devreme, ăla micuț, l-am făcut doar temporar și acum, pentru că am avut puțin timp, m-am ocupat de imensitatea asta, pentru că am vrut ca haiducii să poată trece cu barca pe sub el fără probleme, indiferent că se duc de la spawn într-o direcție sau vin de pe undeva până aici, să nu fie probleme. Și că tot ziceam de haiduci, am pregătit vânătoarea de capete, toate regulile, tot interiorul frumos, așa că hai să-ți arăt. Gamivo ține cu tine, prețuri mici pentru oricine, mai multe detalii în descriere. De început vreau să văd câtă lume s-a înscris la această vânătoare și... doar 7 oameni. Ah, salut! Salut! Pufule, ce faci? Ai zis că ai venit să te înscrii. Da. Perfect, că sunt numai 7 persoane aici și deja... Șapa ta, dar tu de unde știai, mă? Păi nu, dar speram că ai venit cu gândul ăsta, că sunt numai 7 oameni înscriși. Ia... Și ieri a început... un pahar de apă prima dată la Pompi, te rog frumos. A început ieri, oprește. Oprește tot, acum îmi... Opresc, momentul acesta, oprește jocurile. Așa mult am întârziat. Da. Păi eu v-am lăsat o săptămână să vă înscrieți și sunt doar 7 ani. Să-mi fie cu părere de rău. Da, de-aia am venit. De-aia am venit până la tine. Calul s-a întras de calul, măgarul. Cred că trebuie să-i pun motor nou la cal. Că, nu știu, a, măgar, mai încet. Cal, măgar. Păi... da. Aoleu, păi de la mine până la tine fac de mă doare sufletul. Aoleu. Unde mă înscriu? Cum mă înscriu? Fii aici. Atent, ia de acolo o hârtie, pui numele și o bagi în cufăr. Până atunci mă bag la somn. Gata, mi-am trecut numele. Gata? Ți-ai trecut numele? Bravo, super. Bam. Acum, cine dacă... m-ai înscris? Stai să vin. Ia, vezi cine m-ai înscris. Ionuț, Eduard, Dani, Peter, Colpir cu C. Da. Și Panda. Okay. Da, și Panda. Bun. Deci mai lipsesc? Tu nu poți să joci, nu? Eu nu joc. Și tu ne tot zici că nu se bagă, dar cine mai lipsește? Dark, nu? Dark, Ganicus și Chobi. A, Chobi și Chanting? A, da, am înțeles. Mă mir că nu se bagă Dark, sincer. Și nici Ganicus. Bă, poate n-au vreme oamenii acum. Bă, orice e posibil. Vorbești în somn de obicei. Da, mai am momente din astea în care... în fai care somnambul. Ce și cum? Ia. Bun, ai venit la fix. Deci chiar te-ai nimerit la... lasă beciul acolo, aici să... așa, lasă. Eu sunt casă tenii, mă ascund în dulap prima dată când intru într-o casă. E bun. Oh, tată, ce e aici? Ce, bă? Bă, stai un pic! Man, azi e luni. Pentru toată lumea, astăzi e luni. Ieri, duminică... Ca referință. Da, ca referință. Duminică pe live am pregătit astea. Deja e plin! Bă, tu ești pe bune? Bă, cine omori săracii? Bine, hai să-ți explic un pic, că exact asta voiam să fac acum, să le explic la oameni cum funcționează. Ok. Bun, deci, în fiecare duminică pe live, împreună cu oamenii care stau pe live, vom alege 6 capete mai ușor de obținut și 4 capete mai costisitoare sau mai grele de obținut. Ok. Adică văd că la Enderman n-au pus băieții nimic încă. Încă am greu de bătut Enderman, de bătut, de făcut rost de capete, trebuie să bască ceva. Yep, aia zic. Vulpi văd că au adunat și poți să pui un singur cap de per persoană. Adică nu poți să vii tu cu 3 capete de găină, trebuie să vii numai cu unul. Atât. Deci 60 capete în total. Deci practic care, ok, care vin primii 3 care vin, ăia... Da, iau puncte și uite, în partea asta se vede cel mai bine, 195-90 de puncte, în funcție de cât de repede ai venit. Da, bun, și de unde știi tu cine le-a pus? Fii atent, deci, să zicem, uite, hai că te ajut, ia capul ăsta și pune-l aici la găină, nu știe nimeni. A, și eu iau hârtia. Da, iei hârtia și vii sus la vestiare, în partea asta. Auzi că vestiare. Da, păi, aici-s vestiarele, ia uite, dark. Bă, dar Dark, și-o mutat aici hârtia, am înțeles. Bă, da. De-aia nu e acolo hârtia lui Dark. Da, deci s-a înscris. Și aici își lasă băieții
punctele, mamă, ce de-a puncte. Păi și eu cum îi mai prind din urmă pe oamenii ăștia? Mă, pe viitor, pe viitor, nu știu, cred că trebuie să vii luni dimineața. Abar n-am. Dumnezeu și Sfântul Ion. Așa-i, așa-i. Erau amândoi pe tron. Și, a, și eu de aici trebuie să vin frumușel să-mi pun un semn. Un semn sau capul. Normal, eu de-aia am pus armor stand-urile ca să-și pună oamenii capul, cum ai făcut-o acolo la Leapșa. Mi-a plăcut ideea ta. E numai dacă nu mi-l cumpăr de undeva, că nu am momentan cap, nu vreau să mă omor, mulțumesc. Ok. Eram pregătit deja. Nu. Bun, deci aici trebuie să-mi pun căpățâna, da. Și aici îmi pun punctele, le păstrez deocamdată la mine. Exact. Perfect. Și poți să, hai până sus dacă toți suntem aici. Știi ce poți să faci la final? Ia zi. Poți să ne dai tuturor o șansă, ăștia care n-avem prea multe puncte, să revenim în forță, să pui capul lui Dani pe toate panourile alea. Bă. Și să fie multe puncte. Da, sau să fie mai mulți haiduci și să fie câte 200 de puncte fiecare. Cam puțin 200. 300, na. Să fie. Oricum, și eu 500.000. Bine, nu știi de la mine, dar eu am un plan să vă dau la toți premii de participare. Dar să participe, bă, că uite cât sunt 9 numai. Unde unde sunt? 9 din 13? A, de fapt, eu zic că e bine. Din 12, că tu ne-ai tot zis că nu. Da, e bine că Dark m-a stricat acolo, că și-a mutat hârtiuța. Da, te-a panicat un picuț. Da, m-a speriat, am zis că... Băi, mulțumesc frumos de explicație. N-ai și pentru că... ce? E bine că m-am putut... Deci înscrierile sunt deschise, practic. Lumea, dacă vrea să mai înscrie, să pot înscrie. Da, cine mai vrea să poate înscrie, numai că e cu handicap. Okay. Și tu te-ai înscris cu handicap, că deja băieții, ia uite. Apoi nu, mă așteptam să vină chiar așa... Da, păi nici, eu am zis că hai, că vin 2-3 capete azi, 2-3 mâine, dar băieții mei, 20. Dacă sunt premii mari, acum... Da, adevărat și asta, da. Trebuie să mă duc la minat. Asta, oricum mai discutăm, mă gândesc și la propunerea ta și vedem... Da, sau să ne aliem 3. Te mai ales cu Peter și bag și eu mâna în jeb. Ar fi o idee. Bine, domnule. Bine. Te las aici să te mai distrezi, să-ți faci treaba. Da, mă duc și eu la treaba. Mai atunci. Audem. Ne audem. Seară plăcută să ai, papa. M-a chemat Dani până la șopul de nămol, că a zis că avem treabă, dar n-a făcut niciun drum până la șopul de nămol. Ia uite cum e drumul ăsta, trebuie să mă leg de el pentru asta. Dani! Cioc! Da? Salut. Bă, stai drum! Bă, pe bune! Dar ce mă, ce e ăsta? Ce e? Ce ți se pare că nu e drumul păi, ăsta? Păi, uite, vii aici, pici în gaură, trebuie să sari, după aia și de păi aici unde așa, mă duc? Păi și ce, n-ai mâini să te... cățărești, te duci în stânga, dreapta, în față, în spate, unde vrei te duci. Ia uite, mă întreabă pe mine unde să se ducă el. Păi da, eu știu, eu spor de grijă. Nu te întrebi unde să mă duc, dar zic așa, un drum dacă făceai și tu mai de Doamne ajută la magazinul ăsta, de aia nu cumpără nimeni și nu faci vânzări de nămol. Vezi că am primit primele 5 diamante de vânzări din nămol. Hai, trece aici, nu mă mai nerva, că am zis că poate să fac schimb. Gata, mă, gata, zi de ce Blue. M-ai chemat. Fii atent. Te-am chemat astăzi aici, da. Pentru că vreau să facem un shop, să fim parteneri, cum am discutat, un shop de sniffer. Da, un shop de sniffer. Dar n-ai putut zice și tu să aduc ouăle alea de sniffer, acum trebuie să mă întorc până la turn. Păi stai puiul că mai avem de cumpărat, uite, trebuie să începem cu primele cumpărături de aici, 2 stacuri de măduri de brick, trebuie să-mi dai 2 diamante. Ok, deci le plătești tu alea, am înțeles, bun, și ce mai avem nevoie? Nu stai plătești nimic. Nu, alea vin de la sponsor. Avem nevoie de foarte multe blue. Eu aduc lemn dacă ne trebuie. Ne trebuie lemn pentru shop-ul ăla? Da, ne trebuie și lemn, ne trebuie spruce, ne trebuie, cred că ne trebuie și un pic de dark. Acacia? Cumpăr, dacă tot suntem în partea asta, dă să ia. Păi poți să cumperi gen, nu știu, un diamant. Iau 3 stack-uri. Am cumpărat 3 stack-uri și rămân acolo, bun. Da, perfect. Ăsta, nu, n-avem mangrove. Am eu, nu trebuie, nu ne mai trebuie, e ok. Ne mai trebuie ceva? Da, lână, concret, concret galben, lână verde, lime și de-aia. Știi de unde facem rost de lână? De la Chobi? Da, exact, am văzut eu că am văzut eu thumbnail-urile lui Chobi că se laudă că are lână și chestii și atunci mergem în partea aia. Hai că tot luăm și ouăle de sniffer, tot luăm și niște spruce de la mine, dăm așa o tură și adunăm toate materialele. Până una alta, acum mi-am adus aminte dacă te suntem aici că trebuie să-ți las un bloc de diamant. Îmi dai bani, gen. Da, de ce să-mi dai? Că ai nimerit că din caving am făcut cele mai multe diamante.
ultima dată. Dar numai un bloc așa. Păi, da, puțin. Nu. Un pic cam puțin, măi, e frate. E gratis, mă, du-te că-ți minezi armura. Nu mai face figuri. Cam puțin tel, măi. Bine, ce lână ne trebuie azi? Dar e ok și așa. Lime și green. Dar n-are, are dale automate, mă. A, are dale automate? De unde furăm, ia zi? Lăsăm... Nu știu, are sau n-are? Păi nu știu dacă are sau n-are. Hai că ne uităm pe aici și dacă găsim, plătim. Nu, dar noi acum, nu. Eu zic că-s jos. Eu fac pariuri că-s jos. Ia uite, aici ai un trapdoor și scară. E, am găsit, da, eu, bă, Dani, tot bravo. Eu știu să fur mai bine ca tine. Ia uite. Uite, vezi. Uai, și ce ne trebuie? Ia zi. Cât trebuie să-i dăm, oare? Două diamante pe stack ajunge? Bă, că și furăm de la om așa, uite, green-ul ăsta. Păi nu furăm, bă, două diamante zi, pe stack. Două, dă că plătesc eu numai să nu zică că am furat. Bun, de la el. Două stack-uri am luat de aici și bun, mai luăm încă două de-astea de lime. Zi tu, una, două, trei, patru, eu zic că se bucură, nu cred că vinde mai scump. Ai luat și două de lime? Da, nu cred că, da. Ok, Dani, avem primii cumpărători la magazinul de sniffer. Ce tare, să iau în sabie. Haide, glumesc, mai să nu-l omorăm pe ăsta. Stai, da, stai că eu mor pe ceilalți. Stai că eu mor pe ceilalți pilligeri. Mersi. Cu plăcere. Așa. Așa. O nație pentru toată lumea, să nu fie. Au. Ce? Mor anima. Bă, stai că eu am două săgeți numai. Bă. Na. Stai. Așa. Am o mai trage și în vărut aici, un pic. Stai că vin să-i dau cu flint în stilul. Bă, l-am omorât. Ah, ok. Din păcate, după ce am terminat de strâns toate materialele, Dani a avut de plecat, așa că m-am ocupat singur de construcția magazinului. Cam asta a ieșit, foarte colorat, la înălțime și consider că va atrage o grămadă de priviri, mai ales dacă trece cineva prin apropiere, 100% se va opri și la shop-ul de sniffări. Mai lipsește doar interiorul magazinului și niște drumuri prin zona asta, dar mă voi ocupa de ele în momentul în care vine și Dani. Până atunci, mosbloc în partea asta, mosbloc în partea asta, sniffer egg că am două și teoretic în vreo 5 minute ar trebui să eclozeze. Până atunci, voi mai lua niște mangrove de la nenea Edi din partea aia și mă ocup să fac un mic țarc pentru ei. Momentan așa va rămâne gardul ăsta și pe viitor vom face unul mult mai șmecher, probabil venim și mai jos cu el, dar de început mă, merge așa din men. Aici? Salut Peter, salut. Ai venit că e mega colorat ăsta și erai curios ce se întâmplă, ha? Bă, păi da, bă, că-ți sare în ochi, frate, mă uitam de la depărtare, nu știam ce e asta. Păi tocmai de aia, vezi, de aia l-am făcut atât de hai înăuntru. Ok, sanctuar de sniffer. Da, magazin de sniffer. Știi cum ai tu magazinul ăla de cămile? Aici o să poți să-ți cumperi sniffer, să ți-l duci acasă. Mamă, și să facă... Da, exact. Pe drum numai asta să auzi. În continuu. Da, miros de plante vechi. Ok, interiorul? Nu, încă n-am făcut. Momentan m-am ocupat numai de ăsta. Și când vine Dani ne ocupăm de interior. Mai mult sniffer, să-i înmulțim prețuri, chestii. Mișto, merge, a dat-o bine. Ia uite, da, sare op. Opa. Da, să crapă deja. Opa, opa, Penelopa, dă pe afară. Hai, vrei să stăm să ne uităm la el? Să așteptăm până eclozează? Miracolul naturii. Imediat trebuie să eclozeze, că ia uite. Ce șmecher. Păi și nu face și din aia de flori, din alea exotice? Ba da, tot aici, înăuntru o să cumperi flori. Și aici, teoretic, îți cumperi sniffer. Ah, ok, și bănesc o să continui cu gardurile așa ca să nu iasă sniffer. Nu o să continuăm cu gardul așa. Aș vrea un pic mai mare să-l fac. Jucăm piatră, hârtie, foarfecă, până una alta. Păi fii atent, stai. Ai niște iron pe aici? Da, ce? Vrei să-ți faci foarfecă? Da. Am eu foarfecă. A, perfect. Ok, hai să vedem. Păi da, dar eu n-am foarfecă. Păi, ți-am dat, mă, foarfecă, cum n-ai? Păi și tu ai? Da, am foarfecă, piatră. Păi, dar n-am nici hârtie. Hârtie n-am. Aoleu, lemn, că din lemn e făcută hârtia. Bine, hai, iau și un piatră. Ok.
Bun, okay. Bun. O ieșit! A ieșit, o ieșit! Puffy, o ieșit Puffy. Ce, uite-l mă cum miroase da, el aici, mă. Da, merge la... Uite, merge la prietenul lui. Să-l miroase, să fac... Da, ia, pom! Când a ajuns încă el. Da. La hai, fix. Jos și cu tine. Bun, hai să jucăm piatra, hârtie, farfecă, da? Hai, fii atent, da. Da. Deci, piatră, hârtie, farfecă. Focul câștigă tot timpul. Bă, dar tu joci aia ce? Pe steroizi. Da. Tu ai foc, ai apă, ai... Da, da, da. Piatră, farfecă, hârtie, modul avatar. Modul Club Penguin, că acolo o joci așa în dojo, știi? Bă, mă, frate... Da. Vorbim de chestii antice aici. Yep, Club Penguin, chestii. Bă, chiar vorbim de chestii antice. Hai, hai cu mine că îi ceva ce am uitat de o tonă de timp. A, tu mai vrei armură, mă. Poate. Poate, dar să vezi praful de pe ele. Deci nu, 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 fii deci atent. Dacă tu, deci dacă da, încă mai... Aici, aici le-am pus, ia uite, armor full. Băi, ești criminal, protecția, bă, breaking. Ia uite. A, vezi? Ce bun ești. Bă, omul iar și le-a pus aici departe. Păi eu rămas aici, păi ca să fiu sigur că uite. Eu nu l-am mai spart aici să mă uit, știi? Păi uite, avem projectile protection, avem fire protection, avem blast protection, uite, feather falling, death strider. Bă, păi da, cum într-adevăr, să... ai, cum ai să niște arunci? Centuri bune tare. Da, hai stai că dau o tură aici rapid, oare mai găsesc? Cât vrei pe ele, ia zic, că le aduc eu. Păi, nu știu mă, cât mi-ai dat atunci, sau cât vrei tu. Cât na, ți-am dat atunci? Cât vrei tu, cât vrei tu. Cât mă lasă inima, apoi da, fii atent. Da, cât te lasă inima. Cam auzit că, auzit că ești bogat tare, că ai fost la da, minat. Da, am fost la minat, ia uite, îți dau și ție să fie. Oooo, să trăiți a româna pe n-ai proste. Pentru ce, o să le iau eu de aici și le duc. Perfect. De fapt, hai că chiar le iau acum, am niște timp liber până vine Dani. Că știi care e faza? Vreau să-mi fac câte o armură cu fiecare protecție din asta de aur. Să am cu blast, cu fire protection, cu projectile. Și să ai și pe ce să pui mai multe feluri de armor trimuri. Da, exact, exact. Uite, la aia cu fire protection mă gândesc să pun redstone. Că, na, fire. Da, merge. Aia zic, merge. Aia zic. Na, planuri mari. Oricum, ești mulțumesc de item. Cu plăcere. Bun, mă duc și eu atunci. Cu mare drag. Să ai o zi plăcută, papa. Mă, băieți, am avut un pic de treabă cu Peter să-mi vândă niște iteme de diamant. Și acum, Panda, că tot am fost până acasă, uite niște jungle wood, că aveai nevoie. Nu mai au băieții la shop. Uite de aici un diamant, ca să fim corect. Mersi, să păi fie da primit. Și mie dacă e da lui, what the fuck, mie de ce nu-mi dai? Hai, nu meriți. Mulțumesc. Trebuie să zici că nu merită. Tot eu să vă învăț, bă, cum se face. Așa, zi, ce s-a tăpat? Ia, uite ce da, e. Da, până ai fost tu plecat, am terminat magazinul de sniffer. Hai Panda și tu nu să vezi. Nu pot să cred. Nu pot să cred, ce băiat. Da, băi, am fost harnic, nu ca tine. Tu ai stat acolo să faci beton. Panda, dacă vrei să cumperi sniffer, să poate rezolva. Da. Doar sniffer, nu? Sau și ou? Nu știu, Dani, facem și ou? Bă, putem vinde și ou, I guess. Cred că un bloc de diamant sniffer-ul, două blocuri de diamant ou. Ou, da, că e mai tare. Da, că poți să-l iei să-l duci acasă. Ok, și cum îl duc acasă? Adică mi-l transportați voi sau trebuie să-l iau eu? Păi trebuie să-l iei tu, păi... de-aia dai mai mult pentru ou. De-aia dai, pe ou e mai scump, dar mai beneficiezi din. Da, dar n-avem ok, ouă, și dacă momentan. Iau sniffer-ul? Mi-l aduceți voi acasă dacă iau sniffer-ul și plătesc transportul alea? Dacă plătești și transportul... Două blocuri de diamant, bă, păi nu cum se mai, poate. Cum, adică, mă, păi, dar cât crezi că e transportul ăla gratis, așa, pe un da, băț, transportul e scump. Dar pe ce transporti? Pe blocuri, în funcție de blocuri? Bă, picioarele mele, ești nebun, spatele meu îl trage, tu nu vezi că te-ai dihanit? Da, trebuie să iei lead-uri și să-l tragi după tine, aveți lead-uri să merge? Da, e greu, e gras. Da, durează. Da. Asta e cam mic, nu prea e dat de mâncare, bă. Păi acum s-a născut de 10 minute. Da. Și pe interior acum am muncit să facem aici să vindem d-astea, cum se numesc, floricele de la sniffer. Super, bă. Iar, da.
Nu are nimeni, cred că nu are nimeni. Domino am văzut că are acolo 101 sniffer, în rest. E, lasă că Domino nu se pune. Da, Domino rămâne așa. Și trebuie să facem și un etaj aici frumos. Avem de lucru, Dani, hai la treabă. Da, hai să facem ceva. Și Panda, după ce terminăm aici, dacă mai ești pe acasă și așa, dau o fugă până la tine să discutăm de niște afaceri cu trimuri. Oh, perfect. Atunci, da, cum să rezolv. Te aștept. Vin și eu. Tot cu afaceri cu trimuri. Nu faci tu afaceri, lasă. Da. Șeful, am făcut o treabă super bună, hai să-și anunțăm. Haide, dă-i. Da, cum? Am suflat în corn și acum auzi, hai bine, înăuntru. Haide, să haide, facem mai panglica. Frumos. Da, hai, mă, stai. Și cum tai panglica? Stai cu țară, pui din da. Afară. Aoleu. Haide, taie panglica. Hai, stai în panglica. Haide, taie. Așa. Ai, eu forfec, am crezut că ai forfec. Nu mai am forfec, i-am dat foc la Peter la forfec. Wow, ce crezi. Ok. Bun. Hai înăuntru. Da. Haide. Și punem frumos asta pentru comenzi, bine. Da? O să poată da oamenii comenzi aici. Duminică pe live mai ocup eu de interiorul ăsta, să fie mai șmecher. Știi care e problema? Cu ce înmulțim pe ăștia? Păi cred că cu floare de aia specială, nu? Da, dar și înseamnă că n-avem cum să-i creștem mai repede. A, păi nu, n-am zis că oricum cresc eu, că te... Crești, bă, Miguele, crești, tată, bă, fii atent, ia. Să ia tot un tai lead, pe vreo 12 minute de viață. Ia un lead și trage. Eu trag într-o parte, tu tragi în alta, poate crește. Hai, trage de el, ia. Păi nu poți să-i mai leg lead-ul, mă, că e lângă lead-ul. Ia, mă, uite cum vine. Uite cum vine. Uite cum dă. Cum face trrrr. Zici că vine. Ce tare. Ești nebun. Băi, drăguț, nu știu. E ok. Lasă-i că o să cresc ei natural. Și băi, oricum, o să fac acolo. Ce? La mine, o să vreau la un moment dat să fac o civilizație de sniperi. Civilizație de sniperi, știi? Ah, ok. Și atunci oricum o să avem flori de alea și chestii și o să fie... Da, și facem stoc aici, punem preț scump, domnule, scump, tot. Perfect, bine, mi-a făcut plăcere să deschidem shop împreună. Bro. Da, încă nu e chiar deschis că n-avem stoc, dar e un început. Contează, lasă așa, că avem doi sniferi, e perfect. Da, trebuie să înceapă ferma de sniferi de undeva, ai dreptate. Aia zic, da. Aia zic. Bine, bun, eu mă duc și eu la Panda, ne auzim, Dani. Hai că am ajuns și la Panda, îl văd acolo în casă, sper că l-am prins bine. Panda, hei, panda. Nu e problemă, nu e problemă. Ce faci aici? Păi, ți-am zis mai înainte, scuze că nu te-am anunțat. Ți-am zis mai înainte când eram cu Dani că vin până la tine să discutăm despre asta. Așa. Super, dar am și uitat că m-am băgat să strâng materiale pentru viitoarea construcției și am și uitat că trebuia să ne întâlnim. Da. Pare foarte rău. Da, hai să mergem în casă. Hai să mergem atunci în casă. Trebuia să fac cu cornul ăsta inițial, dar după mi-am adus aminte acum, nea, târziu. Da, mă, nenea Blu, fii atent. Deci eu am niște armor trimuri din Trail Ruins, da? Și le-am pe toate. Toate le-am patru? Pe toate patru. Da, toate super. Patru. Super. Și cât vrei pe ele? Bă, nu știu, mă gândeam la 10 diamante per bucată. Deci ar fi 40 de diamante. Fii atent, îți dau sau 36. Sau prea mult. Ok, bun, îmi dai 36 și eu mai am o mică ofertă pentru tine. Ia zi. Îmi dai doar 30, okay. Dar cu o condiție. Tu trebuie să le găsești unde le țin eu în camera asta în 30 de secunde și 3 lei plătite, unul ți-l dau gratis. Ok. Hai. Deci am 30 de secunde să-ți găsesc armor trimurile, nu? Da, 30 de secunde doar la etajul ăsta din cât timp îți dau eu. Hint, nu trebuie să spargi nimic, absolut nu trebuie să spargi nimic. Încă o întrebare, îs în butoaie sau? Poate să fie în butoaie, poate să fie în chesturi. Butoie sau chesturi. Ah, ok, bun, hai să vedem. Bun, îmi zici când ești pregătit că eu am timerul în minte, da? Ok, ai timerul în minte, îmi zici startul și eu mă pun. Bun, nenea Blu, păi ce să zic, 3, 2, 1, start. Nu sunt partea asta, nu-s,
Stai să văd exact. Nu. După ceva trapdoor undeva ascuns. Nu cred că le găsesc. Sunt sigur că nu le găsesc. Hai bine, îți ridic la un minut. Îmi ridici la un minut, mă mai lași un pic. Dar la etajul ăsta, nu? Da, la etajul ăsta. La etajul ăsta, zici. Mă, știi care e problema? Că nu văd nimic ascuns pe aici. Niciun butoi, niciun... Aia e problema mea. Că mă tot uit și... nu era acolo. Mă dau bătut, nu găsesc. Băi, nu să... Încă mai ai puțin timp. Încă mai am puțin timp. Să vezi că sunt nendercest. Da. Nu face nimic ăla. Ăsta oare în vaza asta? Nu, azi nu trebuie să spari nimic. Deci nu trebuie să spar nimic. Bă, unde pot fi? Și să vezi că era în fața ochilor. Da, indiciu, sunt în dormitor, gata, sunt în dormitor, doar în camera din dormitor. Doar în camera din dormitor. Bă, în armor, ok, asta nu. Bă, unde pot fi? Stai. Măi, nu văd niciun butoi ascuns pe aici, niciun cufăr. What? Că mă uit la ăla jos și... Acolo pare să fie ce... A, nu, plank-uri, mă. Băi, mă dau bătut. Te dai bătut? Da, unde? Ia, vezi aici sub pat. Mamă, ce ascuns era, că pare plank când te uiți unul lângă altul și am zis că n-are cum. Bă, da, ai la diamante. Uite, am pierdut provocarea ta, deci astea sunt tale. Plătesc chiar mai mult. Nu. Ba, da. Nu ți le am pe toate. Nu știu că sunt aici, ok. Bun, o să-ți dau câte unul din fiecare, da? Da, câte unul din fiecare, ok. Bă, ce le-a ascuns, mă, omul. Și m-am uitat acolo de vreo 3 ori, pe bune. Eu mă tot uitam aici, la cufăr. Bă, m-am gândit sincer că e destul de obvious că o să fie un butoi de ăsta băgat așa în... Păi da, dar m-am tot uitat și nu-l vedeam și acolo am zis că e plank, n-are cum. Că am crezut că nu-l poți accesa de pat, știi? Da, păi m-am gândit, bă, poate nu-și dă nimeni seama, oricum, rămâne secretul nostru. Da, rămâne secretul nostru, nu știe, nu okay. Zic la nimeni. Poftim. Mulțumesc, le pun aici și o să le bag la vânzare. Că tot am cumpărat 4 armor trimuri noi de la Nenea Panda, am zis să dau o fugă până la barca trimurilor pentru a vedea dacă s-a mai cumpărat câte ceva, nimic din partea aia. În partea asta frumos 40 de diamante și mai este un singur Tide Armor Trim. Hai că diamante am chiar destule pentru a înmulți toate armor trimurile, însă acum având 14 din cele 16 e mult prea mică această bărcuță, așa că voi face un magazin mult mai mare.